Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, în fiecare seară venim în casele domniilor voastre cu o discuție axată pe cele mai importante teme ale zilei. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre un subiect destul de sensibil în mass media autohtonă. Este vorba despre transparența finanțării partidilor politice în această campanie electorală. Invitatul meu de astăzi este Igor Volnițchi, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Stimați telespectatori, pe parcursul discuției se va mai alătura o persoană care urmează să sosească din clipă în clipă. Domnule Volnițchi, haideți să clarificăm de la bun început. Există o prevedere largă, dar în același timp destul de concretă, care vine să reglementeze activitatea finanțării partidilor politice în țara noastră sau fiecare își poate face propriul joc? Bine, sunt doar încercări de a reglementa acest domeniu extrem de sensibil și când spun încercări, am în vedere toate tentativele întreprinse în ultimii ani de a introduce o claritate legislativă oarecare la capitolul atât finanțării partidelor cât și finanțării campaniilor electorale. Spre marele nostru regret, și imediat voi explica de ce zic regret, din păcate nici în acest an nu am avut, începând cu 1 ianuarie, o finanțare a partidelor din bugetul de stat și acest lucru este extrem de important pentru că în premiera absolută, după 20 de ani, avem alegeri parlamentare directe. Nu am mai avut un asemenea exercițiu de la 1996 încoace. Prin urmare, dacă nu se întârzia cu adoptarea legii bugetului de stat, care prevedea inclusiv finanțarea partidelor din bugetul de stat, acum am fi putut vorbi și despre această finanțare pe care am fi găsit-o reflectată în campania electorală. Și când zic acest lucru, am în vedere în primul rând și acele oportunități, posibilități reale de a efectua un control asupra finanțării partidelor, asupra finanțării campaniilor electorale pe care le oferă mecanismul respectiv. Mulți judecă prea îngust această prevedere legală și zic, uite că în condiții de austeritate nu e chiar bine ca când nu ne ajung bani pentru pensii, pentru salarii, când nu avem o relație cu Fondul Monetar Internațional, când avem înghețate relațiile cu partenerii de dezvoltare, să uite să aruncăm așa banii pentru partide. Nu e chiar așa. Nu trebuie să privim atât de îngust lucrurile, pentru că odată acordați acești bani din bugetul de stat, avem instituții ale statului care verifică, obțin un acces oarecare la contabilitatea partidelor și, în primul rând, e vorba de Curtea de Conturi. Domnule Volnițchi, luăm o mică pauză, după aceea revenim în studioul la discuție. Multora nu le place că noi spunem lucrurilor pe nume. De fapt, argumentele sunt atuul nostru forte. Argumente și fapte, veridic și important. Am descoperit localul perfect, meniu naturist, ingrediente proaspete și absolut sănătoase. Primul restaurant din Moldova care folosește exclusiv produse eco. Servește mâncăruri delicioase, fără euri și aditivi artificiali. Bastion, un local ideal zi de zi și încăpător pentru ocaziile speciale din viața ta. Pe strada București, 68. Rezervări 060-70-60-70. Restaurant Bastion. Este logic să avem gust ecologic. Cauți un loc perfect pentru comercializare? Ești interesat ca vânzările tale să atingă cote maxime? Centrul Comercial Grad îți propune cele mai avantajoase condiții de închiriere a spațiilor de comerț. De la 10 euro metru pătrat. Plasat în centrul capitalei vis-a-vis de gara auto, Centrul Comercial Grad întrunește condiții sigure pentru comerț și prestări de servicii. Centrul Comercial Grad, strada Tighina 46, telefon 022-272-773 sau 0799-56100. Межрегиональная лига КВН «Молдова» приглашает. 8 октября в 18.00 во Дворце культуры железнодорожников пройдет второй полуфинал сезона 2016 года. Играют команды. Возраст есть. Город Кишинев. Сборная Политеха. Город Бендеры. Как вы поняли, мы команда молодая. Южный темперамент. Гагаузия. Лена, это свадебные туфли. Зачем ты их хранишь? Ты их один раз одела. Ну это же память.
А где твои свадебные туфли? Вот! 10 лет с носу нет! Специальный гость вечера – Владимир Борисов, вице-чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Днепр». Билеты можно приобрести по номеру телефона 0788-64-64-8. Подробности на сайте kvn.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic cel puțin 5 fructe și legume. Stimați telespectatori, am revenit în studio la discuție. Domnule Volnițchi, spuneați ceva mai devreme despre acest mecanism de a finanța partidele din bugetul de stat. Cât de viabil este în Republica Moldova? Vă rog. Bine, eu ziceam că odată ce ar fi fost implementat în acest an, noi am fi obținut o posibilitate reală să existăm noi. Când zic noi, zic statul, Republica Moldova, societatea civilă, inclusiv prin intermediul structurilor de stat, să exercite un control mai riguros asupra utilizării de către partide a banilor alocați din bugetul de stat. Pentru că dacă intra la timp în vigoare această prevedere care spune că din 1 ianuarie 2016 partidele se finanțează din bugetul de stat, aceasta însemna automat deschiderea contabilității partidelor nu doar către Comisia Electorală Centrală, unde ele prezintă aceste rapoarte financiare, ci și către Curtea de Conturi, care e pur și simplu obligată prin lege să verifice fiecare bănuț din mijloacele publice cum este cheltuit. Iată că în condițiile în care în acest an avem alegeri prezidențiale directe și în condițiile în care această prevedere ar fi funcționat și banii ar fi fost deja alocați, poate că în premieră absolută am fi asistat la un alt fel de control asupra finanțării partidelor și campaniilor electorale. Domnule avocat, domnul Volnițchi spunea ceva mai devreme un cuvânt destul de interesant, control. Există cadrul juridic bine pus la punct pentru ca acest control cu adevărat să fie realizat, iar noi să cunoaștem cât a cheltuit fiecare partid în parte? În principiu există. Există prevedere ale legii privind la partidele politice, dar și prevederea ale codului electoral care reglementează controlul asupra finanțării partidelor politice. Vorbim aici de un control dublu, a Comisiei Electorale Centrale, care primește trimestrial și anual rapoartele financiare ale partidelor care demonstrează veniturile și cheltuielile acestora. Avem și acest control al Curții de Conturi în situația în care partidele sunt finanțate de la stat, dar cum a observat și domnul Volneanschi, aceste prevederi vor intra în vigoare după alegerile prezidențiale din acest an, între vigoare 2017. La moment avem, să zicem așa, formal avem un sistem mixt, dar de fapt este un sistem mai mult privat de finanțare a partidelor politice. Există un singur caz când a fost sancționat drastic un partid, de aduce aminte de alegerile generale parlamentare, când a fost exclus un partid de către Comisia Electorală Centrală. Bine, Comisia Electorală Centrală a solicitat excluderea, sau mai corect, anularea înregistrării unui concurent electoral în alegerile parlamentare din noiembrie 2014. Ulterior, Curtea de Apel a anulat înregistrarea și Curtea Supremă a anulat anularea, să zicem așa, și acel concurent electoral a demonstrat că, de fapt, nu era o încălcare. Sunt anumite, zicem așa, ambiguități chiar în legea cu privire la partidele politice, dar și în legea, în codul electoral, care ar permite o anumită interpretare, spune, duplicitare asupra finanțării partidelor. Pentru că, pe de o parte, codul electoral în articolul 36 interzice în principiu orice finanțare, direct sau indirectă, a partidelor politice de către persoane sau companii sau organizații de peste hotare. Iar în articolul 38 sau 39, la lista acțiunilor propriu-zise care sunt interzise, se vorbește despre finanțarea de către persoane fizice a unor partide politice din venituri obținute în străinătate. Ori, de multe ori, anumite sume nu pot fi calificate ca venituri. Este acum un caz recent, am observat, cu anumite împrumuturi care au fost contractate de la companii străine și ulterior din alte partidelor politice. În principiu este o problemă. Dar eu cred că acest partid și aceste, dacă în cazul în care cu Comisia Electorală Centrală varianta o cerere de excludere, acest partid va putea argumenta sau cel puțin încerca să argumenteze că, de fapt, sumele date nu sunt venituri. Un împrumut nu poate fi considerat un venit.
Domnule Volnițchi, haideți să rămânem în albia acestor surse de finanțare. Avem surse legale și mai puțin legale, să nu le numesc altfel. Până la urmă, de cine ține, de fapt, controlul acestor mijloace financiare? Și haideți să vedem dacă, cel puțin dumneavoastră, cunoașteți în istoria Republicii Moldova că ați fi fost penalizat un partid politic la acest capitol. Știți, noi suntem la etapa în care putem să constatăm că avem doar prevederi legale care, nu de fiecare dată, sunt atât de clare și atât de stricte cum ne-am fi dorit. Și totodată suntem la aceeași etapă în care să constatăm că, la modul practic, aceste prevederi legale practic nu dau niciun efect atunci când vorbim de corectitudinea alegerilor. Vă voi finanțări campaniilor electorale și a partidelor. Vă voi da doar un exemplu. Vă rog. Să zicem... Haideți să modelăm așa o situație. Să zicem că un concurent electoral este finanțat în condițiile legii, care presupune că, uite, o donație nu poate să depășească atâta și atâta, ea nu trebuie să fie din exteriorul țării, ci strict de la un cetățean din interiorul țării și așa mai departe și așa mai departe. Cetățeanul respectiv face finanțarea dată. Nu de puține ori s-a dovedit că această donație depășește cu mult posibilitățile sale legale financiare. Unde este mecanismul legal care, într-un fel, să intervină și să reglementeze astfel de situații? Spre exemplu, atunci când vorbim de... Haideți să facem o paralelă cu alt fel de legislație, cea care se referă la... care reglementează relațiile ce țin de patrimoniu. Spre exemplu, o persoană care a achiziționat un apartament din 2010, dacă nu greșesc, este în vigoare o asemenea prevedere legală care e cunoscută mai mult în popor ca și impozitare indirectă. Dacă persoana respectivă nu își poate justifica venitul în baza căruia el și-a achiziționat acest apartament, intervine impozitarea indirectă și acea diferență dintre suma pe care a putut-o acoperi legal și cea care nu poate fi acoperită legal se impozitează. În cadrul finanțării campaniilor electorale și a partidelor politice nu există un asemenea mecanism. Și de multe ori o persoană care nu își poate justifica veniturile face niște donații la partide care depășesc cu mult posibilitățile sale reale. De parcă acest om, el și familia sa, nu au mâncat nimic ultimii 2 ani, au strâns bănuți la bănuți pentru a face o donație electorală. În acest caz, este absolut evident că persoana respectivă, chiar dacă respectă prevederile legale cu privire la mărimea donației, proveniența să nu fie din străinătate, este absolut evident că nu sunt banii lui. E o încălcare și aici este un vid legal, un vid legislativ și nu se poate de intervenit pentru a-l sancționa pe acest domn, doamnă, eventual. Domnule avocat, spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim despre surse provenite din patrimoniu și alte activități comerciale, pentru că așa probabil este sintagma cea mai corectă, în ce măsură ele pot fi suficiente pentru desfășurarea unei campanii electorale? Pentru că auzisem mai mulți concurenți bazându-se pe acest argument, dacă el poate să țină piept. Nu știu dacă s-a făcut un studiu, zicem așa, de fezabilitate a proprietăților partidelor din Republica Moldova și în ce măsură patrimoniul acestora, care este gestionat într-un mod sau altul, poate acoperi cheltuielile necesare unei campanii electorale. Nu știu dacă este vreun partid în Republica Moldova care ar putea spune că are profit dintr-un ziar de partid sau are profit din valorificarea poate anumitor bunuri, anumitor sedii, spații pe care le-ar da în chirie. Mă îndoiesc că astfel de venituri pot acoperi necesitățile în campanii electorale. De asta, pe altă parte, legea nu prevede anumite limite de sume sau de venituri care pot fi obținute din aceste activități. Dacă un partid se descurcă și are aceste activități care pot genera profiturile date, acestea pot fi folosite în campanie și nu există o limită atâta timp cât acest partid poate demonstra cu certitudine aceste venituri. Spuneam ceva mai devreme despre donațiile neeligibile și vreau să ne oprim în mod special la donațiile din străinătate. De fapt, aș îndrăzni să zic că este un punct vulnerabil al legislației. Cum este interpretat din prisma unui avocat? Este foarte interpretabilă legislația care din acest domeniu. Dovada este faptul că în unicul precedent pe care l-am avut de acest gen, Comisia Electorală Centrală a avut o părere, iar Curtea Supremă de Justiție a avut altă părere. Deci, această ambiguitate vine din lege și aș face trimitere chiar la acel vid juridic pe care vorbea colegul de platou, anume că nu sunt prevăzute până la capăt sancțiuni pentru anumite situații.
inclusiv pentru situația. Să dăm un exemplu concret. Săptămâna trecută a fost acea investigație, pare mi se, de Rise TV, nu mai țin minte exact, prin care a fost publicată o schemă de finanțare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Acolo se vorbea despre o companie offshore care a împrumutat bani, o anumită sumă de bani unei companii din Republica Moldova. Această companie ulterior a împrumutat persoanelor fizice și persoanele fizice au făcut donații. Dacă este să interpretăm în principiu, această finanțare nu ar fi în regulă și ar fi o finanțare indirectă a unui partid politic din Republica Moldova de către o entitate din străinătate. Pentru că și rămâne, de fapt, cine să se pronunțe pe marginea acestor cazuri? Cred că trebuie să dea o interpretare Curtea de Apel Chișinău sau Curtea Supremă de Justiție în cazul în care Comisia Electorală Centrală va considera că această încălcare este suficientă pentru a iniția procedura de anulare a înregistrării concurentului electoral respectiv. Nu există o certitudine nici în lege, nici în jurisprudență pe acest subiect. Domnule Volnițchi, vreau să ne spuneți finanțarea. După ce criterii ar trebui să fie realizată? Și aici vreau să ne oprim un pic la misiunea atât a CEC-ului cât și a Curții de Conturi, ca să o examinăm și să o identificăm foarte concret. Evident, care e domeniul fiecare dintre ele? Evident că principiul de bază care trebuie să stea la temelia activității și a CEC-ului și a legislatorului trebuie să fie transparența și corectitudinea. Și noi nu trebuie aici să inventăm bicicleta, pentru că există democrații avansate, inclusiv democrații în Uniunea Europeană, spre care oficial tinde Republica Moldova, cel puțin atât timp cât la putere este actuala guvernare. Și de ce să nu se preia acele standarde care sunt verificate decenii? Noi suntem într-o situație destul de avantajoasă. Dacă alte democrații au trebuit să ajungă la aceste standarde mergând sute de ani pas cu pas, noi le putem prelua gata făcute. Nimeni nu ne interzice. Nu există niște drepturi de autor, dacă putem spune așa. Altceva este că nu se utilizează acest instrumentariu și eu nu înțeleg de ce. Undeva am și un gând, nu știu, poate nu e corect, dar undeva am și un gând că se face intenționat acest lucru. De ce în perioada dintre campaniile electorale nu se lucrează în vederea eliminării vidului legislativ care se depistează în cadrul campaniilor electorale? Spre exemplu, aceleași finanțări de peste hotare. Am impresia că aici este un vast spațiu de abuzuri, dar atât de vast încât această secure poate cădea orice concurent electoral, orice partid. Să admitem să modelăm o altă situație. Eu am pică pe un concurent electoral, pe un partid. Eu convin cu cineva de peste hotare, acel cineva, fără a ști măcar cine e concurentul electoral respectiv, fără a avea simpatii sau antipatii față de el, la rugămintea mea face un transfer în contul electoral al acestui concurent electoral. Desigur, depinde mult și de capacitatea de reacție a respectivului concurent electoral, dacă el se autosesizează, sesizează organele mai departe, dar știind în ce tempo se lucrează în campania electorală, de multe ori asemenea chestii trec pe neobservate. Și ce se întâmplă atunci? Legal, acest concurent electoral poate fi exclus din campania electorală. Așa e. Mai departe, e și mai interesant, și noi am avut un asemenea caz și domnul avocat a făcut trimitere la el ceva mai înainte, fără a face nominalizări, nu le voi face nici eu. După campania electorală, au urmat niște adresări în instanță de judecată, în instanțe de diferit nivel ale acelui concurent electoral care a fost exclus din precedentele alegeri parlamentare. La un moment dat, cel puțin din ce am văzut, ce am sesizat noi din relatările către presă ale celui concurent electoral, se pare că el a și obținut la anumite etape câștig de cauză. Ce înseamnă aceasta? Că apăreau premise pentru invalidarea post factum a rezultatelor alegerilor la acea etapă. Înseamnă aceasta că toate deciziile luate de legislativ după acea etapă au fost ilegale și Curtea Constituțională urma deja să intervină, să intre pe fir și să reglementeze o situație post factum, să elimine o nedreptate care s-a comis atunci. Iarăși este o situație care trebuie din start prevăzută în legislația în vigoare și de nou nu s-a făcut acest lucru. De aceea revin la teza mea, la acel gând care zic că îmi asum toată greutatea acestei afirmații, am impresia că uneori nu se înlăturează lacunele pentru a mai fi folosite în anumite situații ulterior. Domnule Bivol, există limite la capitolul cheltuielilor a partidilor politice în Republica Moldova? Există limite la capitolul cheltuieli și există limite la capitolul donații. Nu știu dacă ați discutat. Nu am discutat, vă rog. Legea
partidelor politice, dar și codul electoral, limitează donațiile venite de la o persoană fizică la 200 de salarii medii pe economie, pe an. Salariul mediu actual în Republica Moldova pe anul 2016 este, pare mi se, 5.050 de lei, aprobat prin hotărâre de guvern. De aici putem calcula că o persoană fizică, în decursul unui an, poate să doneze aproximativ 110.000 lei, nu, un milion de lei, în timp ce o persoană juridică poate să doneze până la 400 de salarii medii pe economie, ceea ce ar constitui 2 milioane de lei în decursul unui an. Totuși există o limită maximă prevăzută de lege a bugetului unui partid politic, care nu trebuie să fie mai mult de 0,3% din veniturile bugetare pentru anul respectiv. Nu știu exact acum care sunt veniturile bugetare ale bugetului pe anul 2016, dar din niște calculele care le-am făcut câteva zile în urmă, cred că era vorba de până la 100 de milioane de lei sau ceva de genul ăsta. Ar fi 0,3 din veniturile bugetare. De asemenea, mai există o limită că alocațiile date de stat partidelor sunt limitate la 0,32% din veniturile la buget pentru anul respectiv. Domnule avocat, foarte multă lume bănuiesc că se întreabă ce se întâmplă iarăși din punct de vedere legal când aceste cifre au fost trecute. Cine vine cu acel semnal, cu clopoțelul, dacă aș putea spune așa? În primul rând, acest cifre trebuie declarate în rapoartele financiare trimestriale și anuale ale date de partide la CEC. CEC-ul este cel care, la moment, care trebuie să verifice și să calculeze eventual conformitatea acestor cheltuieli cu realitățile. Nu știu în ce măsură și dacă vreodată CEC-ul a făcut vreun control sau, să zicem așa, un audit foarte punctual asupra tuturor cheltuielilor. Nu știu dacă în general într-o campanie electorală poți face un astfel de audit. Pentru fiecare partid are trezorierul său de campanie, dar acesta presupune că bănuiesc eu că este cumva subiectiv și nu cred că putem asigura o obiectivitate a acestor cheltuieli. De asta probabil când se va implementa finanțarea de stat a partidelor, Curtea de Conturi, fiind zicem așa, un auditor al statului, o instituție care de fapt face auditul cheltuielilor publice, va putea avea un grad mai mare de control și evidență asupra cheltuielilor și va putea verifica inclusiv conformitatea actelor justificative, va putea compara ceea ce este pe hârtie cu eventual cu realitatea, cu cheltuielile în realitate, care au fost făcute de către partide politice. Există precedente judiciare destul de, să zicem așa, recente în România asupra legalității unor campanii electorale în situația în care sunt acceptate tot felul de servicii prestate pe grație de agenți economici, și anume în domeniul publicității, în domeniul tipăririi diferitor materiale, care sunt, practic, materialele sunt donate partidelor și partidele sunt, ori nu sunt donate, în general nu sunt reflectate deloc în evidența contabilă sau în aceste rapoarte financiare ale partidelor politice. Domnule Volnițchi, vorbind despre transparență, eu aș îndrăzni să vă întreb, multora ni se pare că ochiul mass media, de fapt și al cetățenilor, se axează mai mult pe activitatea partidelor politice. Ce se întâmplă cu partidele extraparlamentare? Bine, ele, într-adevăr, și în condițiile noului mecanism de finanțare a partidelor din bugetul de stat, ele sunt mai puțin expuse acestui control, dacă acesta este termenul corect. Însă eu aș vrea să revin, revin puțin la o teză anterioară, ceea ce ați întrebat referitor la transparența finanțărilor. Să știți că partidele declară de obicei în campania electorală ceea ce se vede. Spre exemplu, dacă veți analiza rapoartele depuse de partide la Comisia Electorală Centrală, deocamdată putem vorbi doar de Comisia Electorală Centrală, Curtea de Conturi încă nu a intrat pe fir, până la începutul acestui an pe fir era și Ministerul Justiției, însă la un moment dat s-a stabilit că e o dublare de atribuții și s-a decis că Ministerul Justiției nu va mai recepționa aceste rapoarte financiare, ci le va recepționa doar Comisia Electorală Centrală. Dar, să revenim, dacă e să examinăm aceste rapoarte, veți vedea că partidele de obicei declară cheltuielile care le fac pentru presă,
pentru promovare, inclusiv prin intermediul afișajului stradal, pentru unele mijloace mobile, dar care au o componentă de publicitate destul de așa, vizibilă, pentru servicii tipografice, ceea ce se poate de verificat la tipografii, și cam atât. În rest, nu prea veți găsi alte... Bine, figurează undeva pe un plan secund, pentru că sunt și acestea niște cheltuieli, dar ele nu acoperă nici 10% din cheltuielile reale care se fac. Mai mult ca atât, chiar și cele care se fac, spre exemplu, pentru panotajul stradal. Ceea ce vorbea colegul de platou despre donarea unor servicii de către companiile din domeniul respectiv, un domeniu practic nereglementat la noi. Și dacă vă veți uita acum pe stradă și veți număra, veți face chiar un exercițiu și veți număra panourile pe care le are doar pe străzile centrale ale Chișinăului un partid sau altul, veți aștepta ca să apară primele rapoarte financiare depuse la Comisia Electorală Centrală de către partide, vă veți pune mâinile în cap când veți confrunta aceste date și veți vedea că cei din industria panotajului stradal, spre exemplu, au oferit, așa va reieși din aceste rapoarte financiare, au oferit la jumătate de preț, uneori la o treime de preț aceste locuri pentru afișaj stradal. În realitate s-a plătit, însă s-a plătit oficial doar treime respectivă, pentru că nimeni nu e nebun să lucreze în detrimentul propriu, să-i scoată pe agenții economici de pe panouri, să-i pună pe politicieni la o treime de preț sau la jumătate Domnule de Vălnesc, preț. Domnule Vălnesc, asta înseamnă că noi trebuie să-i credem pe cuvânt, pe reprezentanți electorali? Pe asta ar însemna că trebuie de introdus mecanisme suplimentare de control, dar cel mai important de sancțiune, pentru că spuneați anterior și dumneavoastră și colegul de platou despre mecanismele respective, dar uitați-vă că ele practic nu există. Comisia Electorală Centrală, eu ca și autor al istoriei partidelor pot să vă zic că practic nu am avut cazuri, cu excepția acelui caz de răsune din alegerile parlamentare 2014, noi nu am avut cazuri când să fie sesizate de către organul electoral, de către Ministerul Justiției, grave abateri cu caracter financiar. Mai mult ca atât, risc să-i decepționez pe unii care își pun prea mari speranțe în mecanismul suplimentar pe care reprezintă Curtea de Conturi. Nici aici nu prea vom avea eficiență și când spun acest lucru, reies din declarațiile fostului președinte al Curții de Conturi, reies din declarațiile actualului președinte al Curții de Conturi și reies din rapoartele făcute de studiile făcute la această temă de către ONG-uri, de către reprezentanți societății civile. Știți care e problema cea mai gravă depistată de ei atunci când vorbesc despre eficiența Curții de Conturi? Că chiar dacă această instituție depistează nereguli, chiar dacă face demersurile de rigoare către organele responsabile ale statului, nu prea urmează nimic. Am impresia, poate că greșesc, dar am impresia că gradul de acoperire cu executare este, în acest caz este undeva de 20-25%. Ce facem cu restul? Admitem că, și aici atenție, vom avea foarte multe cazuri în care se va face speculă politică la greu. Admitem că onorata Curte de Conturi va depista aceste cazuri, va sesiza procuratura. Știți că aici va interveni un alt mecanism despre care putem vorbi deja la această etapă, autocenzura. Pentru că dacă organul represiv al statului, sesizat de Curtea de Conturi, va întreprinde anumite acțiuni, aceasta va fi motiv pentru partide să strige că sunt persecutate. Cum depășim autocenzura? Iată, domnule, aici iarăși e o întrebare. În contextul ceea ce spunea domnul Volnițchi, sancțiuni, autocenzură și așa mai departe. Este o problemă aici cu, să zicem așa, exercitarea liberă și democratică a alegerilor, fără utilizarea resurselor administrative și influenței din partea celor care controlează puterea. Dar e posibil lucrul altă... ăsta? Facem o mică paranteză aici. În teorie trebuie să fie posibil. Și, pe de altă parte, avem transparența finanțării campaniilor electorale. Din legislația care avem la moment, reiese că abaterile respective pot fi semnalate la Comisia Electorală Centrală de către diferite persoane juridice, fizice, instituții ale statului. În acel caz renumit despre care vorbea și colegul, a fost, dacă nu greșesc, Inspectoratul General de Poliție care a sesizat cecul. După care cecul inițiază această procedură de scoatere de anulare a înregistrării candidatului în cursa electorală. Cât privește partea, latura penală acestui, și anume articolul 181 prim din codul penal introdus în 2015, care prevede o serie de încălcări
anume de finanțarea campaniilor electorale, inclusiv să începi cu neconformitatea rapoartelor financiare sau falsificarea lor în scopul modificării sau ascunderea anumitor sume, primirea donațiilor sau contribuțiilor de la persoane sau din surse care interzise, primirea acestor sume de la organizații criminale sau grupuri criminale organizate, care sunt sancționate toate cu amenzi, cu închisoare de la 1 la 5 ani și cu inclusiv cu pedepse de privare de dreptul de a ocupa anumite funcții pe perioada de până la 5 ani. Totuși nu este clar când este sesizat organ de urmărire penală. Poate să se autosesizeze Procuratura Generală, să zicem, sau trebuie să aștepte o plângere oficială din partea cu constatarea acestor încălcări din partea Comisiei Electorale Centrale, când poate să aibă loc, înainte de alegeri, după alegeri, dacă ca partidul care, de exemplu, partidul care a încălcat regulile de finanțare în timpul campaniei câștigă alegerile, să zicem, cu o majoritate confortabilă, atunci despre ce fel de investigații eficient și independent putem mai vorbi și cine va fi persoana urmărită penal pentru încălcarea regulilor de finanțare a partidelor politice. Este greu să credem că în Republica Moldova vom putea sta la un proces penal în așa o situație, nu astfel de situație. De asta părerea mea este că dincolo de zicem, caracter democratic și liber al alegerilor, trebuie să fie prevăzut un mecanism prin care aceste acțiuni de finanțare ilicită sau de încălcare regulilor de finanțare să fie cumva sancționate și curmate înainte de alegeri, nu după alegeri. Pentru că post factum nu știu care mai este, în afară de sancționarea anumitor persoane concrete, nu știu care mai este efectul, zicem, pentru procesul electoral în general. Domnule Volinsky, ce se întâmplă dacă un anumit candidat electoral nu propune cecului aceste date? E posibil acest lucru? Bine, noi am avut numeroase cazuri când cecul chiar de aceea și întreb. Da, chiar în acest an cecul ieșea cu comunicate de presă practic în fiecare zi, în perioada în care a expirat termenul limită de depunere a declarațiilor și acestor rapoarte financiare, mai numite și declarații financiare, și avertiza foarte clar, conform legislației în vigoare, riscați amendă de asta, de asta și așa mai departe. Dar, la modul practic, ce dă aceasta? Noi avem 45 de partide la moment active, bine, nu active, care figurează în registrul de stat al partidelor. Dintre ele, active sunt mai puțin de jumătate, hiperactive, cele care fac politica adevărată, sunt iarăși mai puțin de jumătate din această jumătate, adică undeva o pătrime de numărul în total de partide. Iată, aceste partide, sigur că au o anumită responsabilitate și se trebuie cel puțin să creeze niște iluzii, niște aparențe care ar fi corecte în ceea ce ține de prezentarea măcar la timp a rapoartelor, dacă să nu vorbim de conținutul lor. Dar cu celelalte partide ce facem? Le excludem în genere din registrul de stat al partidului? Bine, nu. Le aplicăm o amendă? Foarte bine, dar o vor achita? Cel mai probabil nu, pentru că majoritatea dintre aceste partide sunt partide moarte. Nu au niciun rulaj financiar, nu au nici măcar un leu. Nu știu, în acest caz eu cred că trebuie niște reglementări foarte clare, însă aceste reglementări trebuie să fie precedate de o discuție foarte largă în societate. Trebuie să avem un gen de masă rotundă, cum am avut, spre exemplu, în 2002, atunci când a trebuit să depășim criza politică de proporție ce cuprinsese Moldova și toate partidele mari, mici, active, mai puțin active, se așezaseră la o masă rotundă atunci, mediată la un moment dat chiar și de către Consiliul Europei. Iată, o asemenea discuție necesară la moment și în societate și la nivelul clasei politice și de acolo să se vină cu anumite soluții, reglementări, pentru că dacă ele vor fi luate unilateral doar de un anume partid, să știți că celelalte vor sări imediat în sus și vor acuza lipsă de condiții democratice. Domnule Bivol, spuneam ceva mai devreme că Republica după 20 de ani s-a aventurat, dacă aș putea lua în ghilimele de rigoare, în campania electorală prezidențială. Există acest mecanism legal, bine pus la punct, nu avem interpretări cum se întâmplă deseori la noi? Se va desfășura conform tuturor regulilor democratice? Eu nu pot să fiu clarvăzător, pot să spun doar că acest mecanism care de alegeri, care a fost introdus în codul electoral după acea hotărâre a Curții Constituționale, pare destul de bine pus la punct. Până la urmă, noi am mai avut alegeri prezidențiale anterior,
regulile de finanțare a campaniei și regulile de termenii de înregistrare, de începerea campaniei electorale sunt stabilite destul de precis. Deja că va fi sau nu va fi cu nereguli, cred că nereguli întotdeauna o să apară, nu știu care va fi gravitatea lor și cât de reactiv va fi cecul la aceste nereguli. Cert este că precedentul care a avut loc în timpul alegerilor parlamentare, cred că ar putea avea loc și în aceste alegeri. Dacă CECU va avea suficiente probe sau, zicem așa, se consideră că există o finanțare ilegală din partea unui concurent, cred că nu va ezita să folosească acest mecanism. Nu știu dacă există, deja nu am văzut să existe o poziție oficială a CECU-ului pe marginea scandalului de săptămâna trecută cu acea schemă de finanțare. Așteptăm să vedem care va fi poziția CECU-ului. Domnule Volnițchi, eu vroiam să vă întreb, să aflu iarăși punctul dumneavoastră de vedere, raportat la faptul că trebuie să existe sau nu trebuie să existe un plafon maxim de cheltuieli pentru un partid politic. Cineva aducea zeci de argumente, dacă el are mijloace financiare, de ce să nu o facă? E legal sau nu? Cum se vede? Eu cred că asemenea plafon trebuie să existe pentru că niciodată partidele nu au fost în condiții egale și măcar o mică tentativă pentru a le pune într-un minim condiții de egalitate trebuie să existe. Nu pot fi comparate posibilitățile financiare ale unui partid aflat la guvernare de mai mulți ani sau ale unui partid din opoziție, dar în spatele căruia stau anumite grupări cu potențial financiar și ale unui partid mult mai mic. Ce facem în acest caz? Este exact o situație similară ca și cu reglementările care au loc din punctul de vedere al agenției antimonopol. Doar și agenția antimonopol la anumite etape intervine pe piață. Ea nu merge după regula că dacă agentul economic are posibilitatea să monopolizeze piața sau să dețină o poziție dominantă, de ce să nu-i permitem acest lucru? Aceasta ar însemna nu doar înăbușirea pieței la un moment dat, ci și impunere de către acest agent economic sau în cazul nostru de către acest partid politic a anumitor reguli de joc care i-ar fi favorabile doar lui. De aceea este bine să existe asemenea plafonări, inclusiv în cadrul campaniilor electorale, dar ar trebui extinse, în opinia mea, și în perioada dintre campaniile electorale. Domnule Bivol, avem în regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale și a partidilor politice o prevedere, cel puțin care mi-a stârnit curiozitatea. Cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate nu pot finanța direct sau indirect anumite partide. Avem o explicație reală aici? Avem un precedent? Nu știu dacă avem un precedent, dar se înscrie în aceeași cheie că aceluiași principiu general că o campanie electorală nu trebuie finanțată din exterior. Chiar dacă sunt cetățeni ai noștri, dacă ei se află peste hotare și presupun că interpretarea care trebuie dată acestei noțiuni de cetățean aflat peste hotare este că este un cetățean de al nostru, dar care este rezident sau care are activitatea sa sau domiciliu peste hotare, presupun că veniturile sale iarăși sunt obținute de peste hotare, deci finanțarea unui partid politic din astfel de surse, chiar dacă vine la un cetățean al Republicii Moldova, este contrar acestui principiu și este prin consecință ilegală. Mai avem câteva minute în cadrul acestei emisiuni. Cred că câte o ultimă întrebare, iarăși un aspect foarte controversat și foarte discutat în ultimele zile, rămâne a fi deschiderea voturilor sau secțiilor de votare, cer scuze, pentru străinătate. Vreau să aflu punctul domnului Volnițchi de vedere raportat la acest lucru, dacă Republica Moldova și poate ca reprezentant aș face referire la CEC, întreprinde toate mecanismele necesare pentru ca concetățenii noștri să poate să-și exercite acest drept fundamental peste hotare. Eu cred că aici putem zice că călcăm pe aceeași greblă de la alegeri la alegeri și din păcate nu ne învățăm minte și nu știm să facem concluziile de rigoare. Avem Biroul Național de Statistică, avem Comisia Electorală Centrală, avem Biroul pentru Diasporă și avem Ministerul al Afacerilor Externe și Integrării Europene. Adică avem minimum 4 instituții ale statului care, odată și odată, ar putea să facă un front comun și să soluționeze problema pentru totdeauna. Ce am în vedere când zic acest lucru? Prin intermediul Ministerului de Externe, prin intermediul Biroului pentru Diasporă, care au anumite atribuții în acest sens și, în ultimul rând, prin intermediul Biroului Național de Statistică și chiar acest
publicului, se pot întreprinde demersurile de rigoare pentru a afla câți cetățeni concreți și cam unde sunt zonele în care ei locuiesc compact și ce trebuie de făcut pentru ca acestor oameni să le se asigure un minim de condiții pentru ca ei să-și poată exercita dreptul constituțional la vot. Atâta timp cât nu se face acest lucru și de la alegeri la alegeri se oscilează plus minus 5 secții de votare în plus sau minus deschise peste hotare, evident că vom avea și nemulțumirile care vin permanent din partea diasporei. De aceea eu zic că bine, nu se mai reușește în aceste alegeri, dar măcar după aceste alegeri pot aceste patru instituții și eventual altele care pot fi identificate de ele să se așeze și împreună să identifice o soluție? Eu cred că pot. E vorba doar de voință. Domnule avocat, de ce avem aceeași situație? De ce să-l citesc pe domnul invitat, călcăm pe aceeași greblă ani în șir? Legislația este interpretabilă, instituțiile nu-și fac bine meseria. Cred că o să-l citesc și eu pe colegul meu de platou și anume pentru că vorbim despre legislație electorală doar în campanie electorală. Imediat după ce se termină alegerile, această problemă dispare, iar cei care au câștigat alegerile, pentru ei nu mai contează și care decid în principiu regulile jocului pentru următorul proces, până la următorul proces electoral, așa numit pe 4 ani, pentru ei deja nu mai contează aceste reguli și nu mai este o prioritate. În campania electorală apar aceste probleme. Despre secții de votare în străinătate întotdeauna se vorbește doar în campania electorală, după ce trece procesul electoral, dispare și necesitatea urnelor. Sunt de acord și eu că nu cred că este imposibil de determinat foarte precis care este populația sau așezarea cetățenilor noștri peste hotare pentru a determina în ce țări avem nevoie și în ce zone avem nevoie de mai multe secții de votare. Cred că unica soluție în acest sens pentru a pune bine un sistem electoral, anume de votare peste hotare, este a discuta și a în mod transparent cu toți actorii interesați și inclusiv și asupra altor lacune despre care am discutat anterior, lipsa unor sancțiuni, lipsa unor mecanisme de sancțiune, lipsa unor termeni în care trebuie să reacționeze autoritățile atunci când depistează o încălcare în finanțarea partidelor și să zicem așa, o listă de sancțiuni care pot fi aplicate în fiecare situație pentru a exclude orice arbitrar, inclusiv din partea CEC-ului sau altor organe care pot aplica aceste sancțiuni. Domnule Bivol, domnule Volnițchi, eu țin să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Accent TV. Stimați telespectatori, în emisia a fost Reflector Analitic. Astăzi am discutat despre finanțarea partidelor politice în campania electorală. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună alături de Accent TV. Rămâneți alături de noi!